toptitie. Dezvoltarea acestui proiect va crea un mediu unde tinerii vor învăța despre cățărare alături de o echipă special pregătită pentru a aduce o influență bună asupra acestora. Cățărarea ajută la dezvoltarea caracterului, a încrederii și abilităților de leadership care lipsesc în comunitățile postcomuniste. Viziune fără detalii sunt coșmar. Da. Și Felipe și Daniel a venit cu viziune foarte ambițios, da. Și pentru peste un an a fost numai ceva pe hartie și ei au refăcut și suntem foarte bucuroși pentru voi și pentru comunitate că ei au reușit și este ceva minunat, nu este ceva prost sau improvizator, e foarte, o să vedeți înăuntru, e ceva beton și marmură și Doamne ajută, eu sunt foarte mândru de ei și contribuția pentru fundație și pentru comunitate și vă iubesc! O zi ploioasă, ploaia întotdeauna aduce bogăție. De data asta, bogăția noastră este în activitatea sportivă, un sport nou pentru noi, pentru Vulcan. Și sigur ne bucurăm cu toții că câțiva tineri au pus mână de la mână și au vrut să construiască ceva. Sunt foarte mulțumit din asta și da, a fost greu. Cum a spus domnul primar, ne-au furat sculele și tot, dar asta e minor, așa, nu e chestia mai mare. Și, dar acum, în sfârșit, noi am terminat și sunt foarte fericit cu asta. Și aș vrea și să mulțumesc pentru toți care ne-au ajutat, că sunt foarte mulți. Pentru a se relaxa și pentru a-și antrena corpul și mintea, elevii și studenții vor plăti 8 lei doar în baza unor acte doveditoare, iar adulții 10 lei. Pentru un abonament lunar, elevii nu trebuie să scoată din buzunar decât 32 de lei, în timp ce adulții vor plăti 40 de lei.